Ei bine că tot n-am mai făcut de mult un clip din seria Posturi TV Dispărute, astăzi m-am gândit să reînvis seria și să vorbesc despre ce s-a întâmplat cu Fox Kids. Dar înainte de a începe acest clip, nu uita să dați un like, să vă abonați și să apăsați pe acel clopoțel. Deci să începem! Fox Kids. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids. Fox Kids. Dacă ar fi să luăm de la finele Fox Kids-ului, acesta a apărut pentru prima dată în anul 1990, iar peste 9 ani acesta a fost lansat și în România. De asemenea, era primul post de televiziune pentru copii, în limba română ceea ce era destul de bine pe vremea aceea să poți vedea desenele animate în limba natală, dacă pot spune așa. Desenele animate difuzate pe acesta au fost Spider-Man Animated Series 1994, Piloții Nascar, Viața cu lui, Piratul Jack cel Teribil, dar și multe altele. Ei bine, acesta a difuzat și animeuri precum Regele Shaman. În anul 2003, Fox Kids a fost cumpărat de compania Disney, iar un an mai târziu, mai exact pe data de 5 aprilie 2004, a lansat blocul de programe Jetix, iar în anul 2005 acesta a fost înlocuit cu Jetix. Motivul închiderii acestuia ar fi așa, fiindcă Disney a cumpărat postul în anul 2003 din cauza faptului că Fox Kids-ului îi scăzuse audiența din cauza cartunetor și cea Nickelodeon-ului, Disney a dorit să se extindă cu canalul său, mai exact să aducă ceva nou, ceea ce necesita foarte mult timp, iar aceștia au lansat Jetix, iar apoi acesta a fost înlocuit cu Disney Channel. Ideea cu aducerea Disney Channel în România la început a fost o idee bună, iar apoi s-a dovedit a fi o alegere proastă. Bine, majoritatea posturilor de la noi au făcut alegeri proaste, schimbând foarte repede desenele animate vechi cu cele noi. Bine, până la urmă desenele animate se schimbă gen stilul de animație, grafica, dar și multe altele. Cam atât a fost cu acest video, eu am fost Cristinel și noi desigur ne revedem data viitoare.